Astăzi, învațaorice.com te învață cum să joci Monopoly. Scopul jocului este să devii cel mai bogat jucător. Cum faci asta? Monopoly e un joc în care faci tranzacții, cumperi și vinzi proprietăți, ipotechezi, chestii de astea. Câștigătorul jocului este cel care e cel mai bogat, iar ceilalți jucători au dat faliment, adică sunt datori fie lui, fie bănci și nu-și mai pot plăti datoriile. Dar să vedem mai întâi din ce este compus jocul de Monopoly. Jocul conține o tablă, tabla de joc, două zaruri, pioni, pioni foarte importanți, pionii reprezintă jucătorul, cu ei te miști pe tablă. 12 hoteluri, bani din hârtie și 32 de case. Bani din hârtie și cărțile cu titlu de proprietate sau title deed. Acestea. Începerea jocului. Cărțile șansă și cufărul comunității se așează cu fața în jos pe locurile corespunzătoare de pe tabla de joc. Jucătorii își aleg câte un pion. Pornirea se face de la start. Fiecare jucător primește 1500 de dolari de la bancă. Începând cu bancherul, se aruncă zarurile. Jucătorul cu numărul cel mai mare începe jocul. În funcție de numărul de pe zaruri, jucătorul înaintează cu pionul același număr de căsuțe. Dacă ai ajuns cu pionul pe o proprietate, poți să o cumperi de la bancă dacă ai bani. Dacă nu vrei să o cumperi, banca o scoate la licitație chiar în tura aceea. Se poate licita de la cea mai mică sumă posibilă, de exemplu un dolar. Plătești chirie când cazi pe proprietatea altui jucător. Prețul fiecărei chirii e trecut pe cartea de proprietate. De exemplu, spre pe bulevardul Timișoara. Are cineva Timișoara? Tu ai genul? Ai. Timișoara? Trebuie să-i dau chirie. Chiria de pe bulevardul Timișoara costă 14 dolari. În acest caz, trebuie să-i dau genului 14 dolari. Dacă nu am bani fixi, atunci schimb cu banca. Ai cartier dacă deții toate proprietățile de o anumită culoare. Chiria pe fiecare proprietate din cartier este acum dublă. Dacă deții un cartier, poți să-ți construiești case cumpărându-le de la bancă. Prețul fiecărei case e trecut pe titlul de proprietate. Casele trebuie distribuite proporțional, egal. Nu pot să-mi fac, de exemplu, doar 3 case deodată pe Berceni și să am doar o singură casă pe Pantelimon și pe Balta Albă. Trebuie să-mi fac case pe rând, adică îmi fac mai întâi 2 pe Berceni, apoi mai fac 2 pe Pantelimon și apoi 2 pe Balta Albă. Ca să-mi fac 3 pe Berceni, trebuie să am cel puțin 2 în rest. Sper că ați înțeles. Cum îți faci hotel? Trebuie să ai 4 case pe fiecare proprietate. Apoi cumperi de la bancă hotelul, pentru că banca deține toate proprietățile. Spunem că am 4 case aici și îmi fac hotel. De tura ta poți face târguri cu alți jucători. Proprietățile fără case sau hoteluri, căile ferate, utilitățile și cartea ieși afară din închisoare pe gratis pot fi vândute oricărui jucător. Casele și hotelurile pot fi vândute doar băncii, la jumătate din prețul achiziționărilor. Păi gara e cam scump, eu îți dau 100 și gara, ce zici? 100 și gara. 120 și gara. Bine, 120 dolari. Și îi dau gara masurab genului și cu 120 dolari. Poți ipoteca la bancă orice proprietate fără clădiri, ca să primești jumătate din prețul ei.
cartea se întoarce apoi cu fața în jos, rămânând a jucătorului. Mai multe detalii despre ipotecare găsești în ghidul PDF de sub video. Când treci pe la start, nu uita să ceri bancherului $200. E salariul tău. Dacă dai dublă cu zarurile, după ce mergi cu pionul pe pătrățica corespunzătoare, trebuie să mai dai cu zarurile încă o dată. Dacă dai dublele 3 ori în aceeași tură, mergi la închisoare. Dacă ai căzut pe pătrățelul care spune du-te la închisoare, trebuie să mergi la închisoare. Ieși din închisoare astfel. Plătind $50 când revine tura ta, sau din dublă când revine tura ta, caz în care mergi cu pionul numărul dat, dar nu mai arunci încă o dată. Dacă nu dai dublă în a treia tură de când ești la închisoare, plătești automat $50 și ieși. Sau, folosind cartea, ieși din închisoare pe gratis. Dacă ai căzut pe căsuța cu închisoare, înseamnă că ești doar în vizită și poți să ieși tura viitoare. Ajungi în faliment dacă ești dator fie băncii, fie altui jucător, căruia nu-i mai poți plăti chiria, spre exemplu. Când ajungi falimentat, ieși din joc și toate proprietățile tale se duc la bancă sau jucătorului căruia îi ești dator. Pe website, sub video, ai PDF-ul cu ghidul de Monopoly. Te invit să-l downloadezi. Dacă ți-a plăcut, dă-i like, share și, bineînțeles, subscribe. De fiecare dată când postez un nou articol pe Învață Orice, pun și un filmuleț pe YouTube, așa că tu vei fi înștiințat de fiecare articol nou apărut. La revedere și distracție plăcută!